Să reluăm metodologia de confirmare auto-înrolării, probabil că da, la sfârșit vom încerca, dar sunt și tutoriale exacte, două dintre ele scrise foarte explicit și există și linkul la webinarul când am arătat și am explicat acest lucru pe îndelete, dacă nu. Dacă sunt întrebări legate de această parte, că aș dori să vă pot arăta încă aceste modificări de setări și de preferințe în campusul virtual legate de forum și de mesaje și de asemenea acum puteți să vedeți statisticile de la curs, ceea ce am spus că voi face astăzi. Dacă îmi permiteți, vă rog. De construcții. Care e deosebirea dintre spam și junk? În principiu niciuna, mă rog, este o parte de terminologie. În principiu, junk este considerat tot ce vine de pe un server, deci tot care sunt setările de pe servere, deci cum sunt setate serverele și firewall-urile într-o, să zicem, într-o instituție sau cine furnizează acea adresă de e-mail. Dar iar spam este ceea ce, să zicem, nu este musai junk, deci nu este neapărat periculos, ci vine din adrese de e-mail pe care le-ați tot șters, nu le-ați citit niciodată, din servere sau adrese de mailing list-uri, cum să se a primit cele de la conferință, de, să zicem, sau ceva de genul ăsta, de unde se trimit zilnic mail-uri multe și atunci serverul le consideră automat spam. Dar depinde foarte mult și de sistem. Asta e explicația cea mai simplă pe care vă pot da. Nu sunt un expert în servere. Dar este o diferență. Junk este cel mai periculos, să zicem, într-un fel, și spam este cel desemnat de oameni. Deci, cumva, inclusiv de dumneavoastră ca și utilizator, ați tot șters acele mail-uri care au venit de pe adresa. Nu știu, primiți mail-uri, de exemplu, de la o asociație de conferințe și nu le citiți, le tot ștergeți. La un moment dat o să intre în spam, nu o să le mai accepte sistemul, știți? Da, mulțumesc. Cu plăcere. Dar amândouă să știți că nu neapărat sunt considerate mail-uri periculoase. Deci întotdeauna primul pas ca să puteți să vedeți dacă un mail este periculos, uitați-vă la ce tip de adresă de e-mail este. Deci dacă adresa de e-mail nu este o adresă clară, cu domeniu foarte clar, vedeți că multe dintre ele folosesc domenii aproximative. Una dintre cele mai faimoase, phishing a fost creat cu egoogle.com. Da? Google a lansat și un proces acum vreo, cred că un an jumate, doi pe aceasta și a fost de mult. Poate să fie foarte asemănătoare adresa de e-mail. Dar oricum, nu deschideți zip-uri, nu deschideți fișiere TXT dacă nu știți exact persoana sau instituția de la care au venit. Deci o să putem să facem un link către motivele de securitate standard pe e-mail, dar ele sunt și oferite de către Microsoft în site-ul UPT-ului. Nu mai știu exact acum unde, dar o să le căutăm și o să vi le punem la dispoziție dacă doriți. Mulțumesc! Cu plăcere! Uitați, colegii mei au și răspuns la unele dintre parte. Luați întotdeauna când ne scrieți pe campusul virtual, ne mai scriu oameni mulți și că disciplina aceasta este. Sunt de obicei multe discipline cu acel nume, la mai multe materiale, la mai multe specializări sau ceva de genul ăsta. Am sesizat acest lucru sau multe dintre ele pot să fie create mai de mult și nu mai știm care dintre ele cum sunt. Dați-ne exact link-ul. În acest curs e această problemă. Și scrieți-ne dacă doriți să înrolăm un alt tutor sau o altă persoană, numele întreg al persoanei plus adresa de e-mail. Da? Ca să noi să putem să avem aceste dovezi inclusiv pentru noi, fiindcă ne facem acest lucru la solicitările cadrelor didactice și acum în aceste condiții nici nu mai verificăm de multe ori cu secretariatele, mai ales studenții care ne scriu cadrele didactice că înrolați acest student, noi înrolăm. Înainte verificam acest lucru cu secretariatele, fiindcă nu puteam să fac, deci nu putem să facem acest lucru la acest mod chiar așa, dar acum, fiindcă e foarte dificil să accesăm secretariatele, sunt secretariate care nu ne-au răspuns de o săptămână jumate la niciun mail, am decis să facem după cum ne indică cadrele didactice. Dacă sunt, întrebări, dacă setările de notificări se reflectă și studenților, nu, doar dumneavoastră sunt setări de utilizator.
studenții au un tutorial în cursul lor de studenți, de tutoriale pentru studenți, a fost accesat de vreo 500 și ceva de studenți în ultimele două săptămâni. M-am uitat chiar ieri pe statisticile de acolo. Deci, ceea ce e puțin legat de 11.000 de user, dar de studenți care sunt acolo actuală. Dar decât să le spuneți dumneavoastră, eventual când mai faceți o întâlnire cu ei, că vedeți, setați-vă acest lucru, noi le-am trimis mesaje, nu putem să facem training cu absolut toți studenții. Ne-am gândit la un moment dat să încercăm să facem poate vreo două sesiuni de training, mai ales că sunt și examene în curând și multe predări, dar nu în cap toți studenții. Carmen, te rog frumos, ai o întrebare. Da, imediat. Suna și telefonul, scuze. Iana, deci sunt titular de curs și am doi asistenți care lucrează proiectul pe fiecare grupă în parte, la clopoțel, la notificări. Studenții trimit niște notificări colegelor mele de la proiect, dar îmi trimit și mie pentru anumite acțiuni de la curs. Toate vin la grămadă, eu trebuie să intru în toate ca să mi le aleg pe ale mele. Da. Deci asta, da. Asta e soluția, da, nu? Da, asta este singura soluție, fiindcă notificările sunt, pot, de exemplu, să selectez că în anumite activități, deci, de exemplu, cum sunt activitățile de laborator, dacă acelea sunt de predare de lucrare sau de proiect, să selectezi tu acolo ca să nu primești notificare. Deci, efectiv, în acea activitate poți să selectezi. În acea activitate, da. Ok. Da. Altfel, trebuie să răscolesc prin toate și să mi le aleg pe ale mele. Da, sau te duci efectiv direct pe zonele care știi că te interesează pe tine și noi suntem mai multe cadre didactice pe câte un curs. Și mă duc efectiv pe notificările care știu că sunt partea mea sau locurile unde eu le-am dat studenților să lucreze și citesc acolo și acolo le răspund direct. Bine, bine, mersi. Cu plăcere. Dacă mai sunt alte întrebări legate de aceasta, că aș dori după aceea să vă arăt partea de statistică pe un curs. Bună ziua! Aș avea eu o întrebare legată de mesajele mai vechi de pe campus. Cum putem să le accesăm? Pentru că chiar dacă dau să afișeze mai mult, afișează doar, nu știu, o parte. Nu afișează și mesajele. Dacă este în zona de mesaje, deci efectiv în mesaje, trebuie să vă afișeze absolut toate mesajele pe care le-ați primit. Ele nu se șterg. O să vă dau share screen să vedeți exact ce... Puteți să-mi dați share screen. Deci, am intrat în zona de mesaje, i-am dat să-mi afișeze mai mult și nu mi-a afișat decât astea și nu mai am cum să mai dau mai în jos. Chiar dacă văd aici că mai am 7 mesaje. Asta e un pic din setarea dumneavoastră de rezoluție de la ecran, cred că. Da? Da, cred că da. Cred că da. Vedeți că aveți, de exemplu, uite aici și un mail care nu l-ați citit, de la Pop Calimanu Monica și tot, un mesaj. Nu, eu sunt. Ah, bun. Deci înseamnă că aveți setat să primiți și mesajele pe care dumneavoastră le-ați trimis. Deci e acea notificare cu 7 mesaje necitite, le contorizează și pe ale dumneavoastră, nu numai pe cele pe care le primiți, ci și pe cele pe care le-ați trimis dacă nu le-ați mai citit încă o dată. Că așa ați avut setarea încât să vă marcheze acolo și mesajele pe care dumneavoastră le trimiteți. Uite, Vlad vă ajută ceva mai mult, vă zice efectiv cum puteți să încercați să vă setați rezoluția. Nu știu cum să setez rezoluția, deci ok. Da. Deci asta e singura explicație, pentru că normal dacă mai sunt mesaje mai jos ar trebui să le puteți vedea, dar am un feeling că de fapt acea marcare cu 7 mesaje necitite sunt mesajele pe care dumneavoastră le-ați trimis și nu le-ați mai citit. Ok, bine, mulțumesc. Cu plăcere. Dacă studenții nu accesează deloc aceste materiale, domnul Mihon mă întreabă, le vom putea suspenda activitatea pe parcurs de tip laborator-proiect? Este o statistică individualizată pe temă, etapă la un curs, da? Statistica poate să fie cumva marcată pe activitate, deci pe temă. Selectați că tema 1 nu au făcut-o nimeni sau că nimeni n-a accesat niciun curs sau ceva de genul ăsta și da, puteți să le scădeți fie din notă, fie să nu le dați deloc. Dar țineți cont că noi am intrat în această, să zicem, activitate online doar în săptămâna 5.
unii dintre dumneavoastră doar în săptămâna 6 ați avut, să zicem, cursul activ și cu studenții înrolați acolo. Și a mai durat vreo 3 zile, poate, la unii chiar mai mulți, până când toți studenții s-au putut conecta. Deci nu puteți să anulați ceea ce s-a întâmplat offline. Deci dacă studenții au fost la școală și au văzut, au participat la activități, asta nu înseamnă că nu le mai dați notă pe activitate, ci că nu le dați notă pe acea activitate pe care le-ați dat-o în acel moment să o realizeze. Da? Asta este părerea mea și cred că e conformă cu regulamentul la ora actuală. Când studenții au primit tot materialul la începutul semestrului, da, este și cazul meu. La mine toți studenții primesc tot materialul, toate activitățile, toate temele în prima zi de școală. Eu cu ei la prima întâlnire le spun exact ce așteptări am de la ei, care este planificarea, ce se întâmplă în fiecare curs, cum lucrează, ce pot să facă, ce au de predat, termenele. Și într-adevăr, după aceea ei le accesează sau nu le accesează. De multe ori le accesează pe măsură ce le predau, să le explic anumite lucruri, fiindcă eu le explic destul de multe și le arăt mai multe, mai ales această specializare, disciplină de tehnologie Web 2.0, le arăt foarte multe unelte și le zic beneficiile și avantajele la ele, pe lângă, să zicem, o scurtă parte de teorie care ține parte de teorie de tehnologie, iar ei au proiect de făcut, două proiecte destul de mari pentru 7 săptămâni, un blog întreg de realizat studenții cu tot felul de plugin-uri și etc. Da, deci poate să fie și puteți să vedeți ce au făcut toți studenții de la începutul semestrului, dacă au avut acces în campusul virtual de la început. Dacă pentru importul de baze de întrebări, da, este cred că și un tutorial și o să vi le punem din nou ca și link făcut. Trebuie să poți să intru și să se pregătesc acest lucru ca să vi-l arăt. Îmi cer scuze că dacă nu, o să-mi aduceți aminte oricum joi când ne revedem din nou și probabil că va fi ultima noastră revedere decât în condiții extreme. Probabil că aș mai fi dorit să vă mai arăt câteva elemente suplimentare și în plus de făcut, mai ales parte de interactivitate și cum să creați un curs mai valoros în mediul online, dar dacă va mai exista interes din partea cadrelor didactice, noi nu vrem să facem training pentru absolut nimeni cu forța și nimeni nu este obligat să facă. Fiecare are răspunderea proprie asupra ce realizează în activitatea lui didactică. Nu sunt eu nici polițist și nimic altceva. Chestionare offline? Nu înțeleg întrebarea. Ce fel de chestionare offline? Dacă faceți un chestionar, îl faceți, nu știu, prelucrare de date așa offline, Microsoft Excel. Offline, nu poți să faci chestionare offline. Le scrii în Word și le tipărești pe hârtie și le dai la oameni să le completeze, altfel nu înțeleg întrebarea cum să faci chestionare offline. Chestionarele care se pot face sunt online și există și un modul de chestionare foarte bun care se realizează aici în campusul virtual. Noi îl facem întotdeauna cu toți studenții care ne vin prima cohortă, în prima săptămână au de completat un chestionar în care vedem care este nivelul lor de cunoștințe, de interes, ce știu să facă, pe ce au mai lucrat, ca să putem să adaptăm și partea de proiecte. Le dăm proiecte personalizate la unii dintre ei care sunt mai avansați decât colegilor. Nu vedem de ce pe cei mai avansați să-i ținem la același nivel și să numărim posibilitatea pentru ei. Da, deci colegii mei vă dau, dar acestea sunt chestionare online, deci care merg online. Da, deci toate sunt online, nu sunt offline. Poftiți? Nu înțeleg. Cine vorbește, vreau să vorbiți un pic mai clar. Nu știu cine a vorbit. Îmi cer scuze, nu pot să înțeleg ce zice colegul. Bun. Dacă mai sunt alte întrebări legate de acestea. Sau alte întrebări pe care le mai doriți să mi le puneți. Dacă nu, un anunț general, astăzi seară de la ora 23
Vom avea iarăși campusul virtual pentru, probabil pentru vreo oră în mentenanță, vrem să facem niște backup-uri și să deci mai modificăm. Deci în tabelul ăla scrie... Nu știu cine vorbește și ce dorește. Nu-mi dau seama cine este. Domnul Maniu tot vrea să vorbească. Domnul Maniu ridicați-vă da? Microfonul. Stați să vă găsesc unde sunt. Scuze. Da, puteți să spuneți, domnul profesor. Vă rog frumos, domnul decan. Nu doriți să spuneți nimic, domnul Maniu? Microfonul vă este deschis. Cineva în paralel și n-am uitat să închid. Ah, ok. Deci nu era pentru noi. Bine. Am închis eu microfonul acum al dumneavoastră. Aș dori să întreb eu ceva. Da. Vă rog. Da. Vă rog, doamna Bartolomei. Glossary. Glosar pentru studenți. Nu v-am auzit, v-am pierdut. Da, aș dori să creez o activitate cuantificabilă pentru studenți, glossary, glosarul. Da, da. Pot să o fac cuantificabilă, să le dau un punct da, dacă ei participă. Da. Și eu fac acest lucru foarte des. Mulțumesc. Și tot pentru această idee, cum am gândit eu, să pregătesc, am 200 de studenți, 200 de subiecte, și dacă s-ar putea în campus virtual undeva pe o activitate, poate quiz, aleator sistemul să le ofere subiectul respectiv studentului respectiv, să fie un student un subiect și ei să completeze la glosare. Da, deci asta se poate face ca și test, e cel mai simplu, sau ca și choice, în care dacă, deci depinde cum vreți să-și aleagă văzând toate subiectele, sau să aleagă sistemul pentru ei. Sistemul aleator. Atunci nu se poate cu choice, ci trebuie să fie făcut de la quiz, deci de la test. Quiz. Mm-hmm. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Dacă vreți să vadă ei și să-și poată alege ce vor să facă ca să le fie cât mai aproape, deci eu am folosit această parte de glosar și de aceea am și glosare în curs și cam, nu chiar în fiecare an, depinde. Cu studenții de la master o folosesc foarte mult și este, după aceea rezultatele sunt disponibile și pentru studenții din anul 4, în disciplină decât la anul 4 și la master. Îi pun pe studenții din anul de la master, le dau tot felul de aplicații sau de tehnologii sau de terminologie și îi pun să caute definiții și pe care să le scrie cu cuvintele lor și indicând sursa. E și un mod foarte bun de a exersa pentru ei cum să scrie cât de cât științific și academic ceva și să indice sursa de rezultate, iar acel glosar este după aceea vizibil, adică îl mut și în cursul pentru studenții de la licență ca să fie o sursă. Deci studenții devin co-creatori în acest mod. Ei creează resurse de informare și de cunoaștere și studenților chiar le place acest lucru și sunt destul de atenți. Chiar dacă, să zicem, la prima lor tentativă încearcă să copieze, dacă le spui imediat că informația nu-i corectă și că de unde au copiat-o și că e exact ca în sursă și că trebuie să o scrie cuvintele lor citând din mai multe surse de informații, reacționează imediat și așa învață, de fapt. Personal, mă gândeam chiar o zi să le dau la dispoziție, chiar să caute peste tot internet. Da, și eu le dau mai mult. Eu nu dau exerciții de o zi niciodată, deci în afară de... Pentru că nu pot să știi în ziua aceea ce are fiecare student, mai ales acum, deci... Niciodată n-am dat. Deci da, părerea mea este să limitați la o zi o activitate, nu știu dacă e chiar indicat măcar acum, că nici n-au acces poate mulți la internet. Nu, în sensul nu, să nu se uită niciunde, ba da, să caute peste tot și să realizeze acea... Da. Dacă e o activitate de gen examen, am studenții de la ID, de la engleză dădeau așa examen, de exemplu. Și m-ați întrebat că să aleagă studentul. Da, poate să aleagă studentul, dar ideea e, odată ales subiectul, să nu mai fie disponibil pentru alții. Atunci ai un choice. First in, first out. Dacă îi lăsați să aleagă, că eu, de exemplu, îi las să aleagă că au mai multe afinități, că subiectele sunt foarte diverse, mai ales când în primul semestru am 100 de studenți, de exemplu, sau așa ceva, la un curs. Și atunci de-abia găsesc 100 de subiecte și îi las, că unii au afinități pentru anumite subiecte, pentru anumite teme. Voi urmăriți cel mai bine. Da. Că probabil aveți acolo explicat foarte clar cum pot să fac asta. Mulțumesc mult de răspuns. Cu plăcere. Deci la choice sunt condițiile astea. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Toate cele bune.
așa cum a spus astă seară de la ora 11, campusul virtual nu va fi disponibil pentru o oră sau două. Ne revedem joi când vom discuta posibilități de examinare. La revedere! Mulțumim! La revedere!